Pentru PC-ul sau consola ta o poți face pe G2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ceva băieții și bine ați venit la un nou Panini FIFA 365 Pack Opening. Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea care ați arătat-o la primul episod. Este clar că e o serie pe care voi vreți să o vedeți foarte des pe canal, precum și seria cu draft care doar ce am început-o ieri. Nu prea am văzut să fiți entuziasmați în legătură cu cariera cu Atletico Madrid, dar cred că o să o continui și pe aceea. În fine, lasă un like dacă îți place această serie. Peste 3000 ar fi absolut genial și hai să începem cu pachetele! Începem cu primul. În primul episod în această serie ne-a picat Nicolae Stanciu foarte tare. Ia să vedem primul pachet din acest pack opening. Pam, 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 pam. Dar ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Un duo. Ok, în continuare avem pe cine? Pe Real Madrid. Avem aici echipa Real Madrid. Motorul jucător Nicolas Gaitán de la Atletico Madrid. Rolando, Felipe Carvalho și da, cam asta a fost primul pachet. Să lăsăm acolo abțigurile. Ia să vedem. Ai un Ronaldo, un Messi, ceva acolo? Hop! Foarte tare, avem jumătate din sigla aceea mare cu câștigătoarea din 2015, cu FC Barcelona. Da, bun, bun, bun. Brockham, Toni Kroos de la Real Madrid este, cred, primul jucător care l-a venit la Real Madrid. Renato Sanchez! Un viitor superstar mondial, zic eu. Luan, îmi pare rău cine ești. Și da, asta a fost al doilea pachet. Să mă abțin de aici. Deschidem în jur de la fiecare episod 8, 9, 10 astfel de pachete. Hop. Nemanja Nikolić, parcă mai avem o dată. Sebastian Perez, Cardona, Santiago Bueno, Julio Barroso și Constantinos Fortunis. Băi, momentan nu niciun jucător cu de renume mondial. Ba, dacă stai să te gândești, da, Toni Kroos, Renato Sanchez, Nicolas Gaitán, da. Totuși, ceva mai mare. Și avem aici o echipă. Da. După aceea încă o stemă de la Boca Juniors, da, echipă de tradiție în lume, în Argentina. José Rivas, ce seamănă ăsta cu Carlitos Tevez? Seamănă foarte mult cu Tevez, sau mi se pare mie, Ivan Alonso. Ba, mă, Ivan Alonso, să zici că are 70 de ani, frate. Olele. Și Marcel Schmelzer. Dar stânga foarte bun de la Borussia Dortmund. Haide-mă un Messi, un Ronaldo, haide-mă vreau ceva acolo, un Benzema, un Lewandowski și avem aici un duo de la, de fapt duo, e foarte ciudat, avem unul de la Boca Juniors și unul de la River Plate, nu este duo, ei chiar sunt unul împotriva celuilalt, Francisco Najera, după aia Cristian Pavon, Mario Fernandez și Roman Borchi. Am impresia că foarte mulți jucători la momentul actual din America de Sud. Foarte mulți jucători. Opa, așa. Dar ce avem noi aici? Dar ce avem noi aici? Ia uite și tu ce avem noi aici. Thomas Müller cu gheata de aur în 2010. Ăsta da un cartonaș special. Foarte, foarte tare. Următorul. Ce avem aici? Că nu prea îmi dau seama, ca să fiu sincer. Ok, da, nu știu ce înseamnă. Ia să uităm pe spate, poate zice aici. The Golden World of Football. Ok, hai să le punem pe asta deoparte. El Ghazi, următorul. Vilches. Matias Oliveira. Am luat-o din nou cu jucătorii ăștia din America de Sud. Mai avem vreo 3 pachete de deschis, dar am salvat pe opening-ul cu Thomas Müller acolo, câștigătorul balonului de aur în 2010. Am salvat, super, super card. Op, ușor. E oare ce cred eu?
Am crezut că este Neymar. Un duo, dar e foarte tare și ăsta. Îl avem aici pe Rakitic și pe Matuidi. Arturo Vidal, da. Da, în final, back opening-ul începe să fie ca lumea. Unul dintre cei mai buni mijlocași box-to-box din lume la momentul actual. Ok, Georgievski și Ivan Marcano. Marsano, Marcano, nu știu cum se pronunță exact. Băieții. Avem ceva de la Barcelona, am văzut. Dar o să întoarcem așa. Avem de la Barça ceva, avem de la Barça ceva. Ce avem de la Barça? Avem cealaltă jumătate. Da, foarte tare. La început am primit, dacă o mai găsesc, ia să vedem dacă o găsesc pe aici. Da, uite aici. Ia uite. Ce noroc, l-am completat foarte frumos aici. Vedeți? Toată echipa Barcelona. Foarte tare. În continuare avem Stema din Rusia, FC Zenit și câțiva jucători probabil de la Zenit din Rusia, pe Kokorin, pe Witzel și Mario Gaspar, spaniolul Mario Gaspar. Mai avem un singur pachet din acest al doilea episod. Zic eu că a decurs destul de bine, am avut câțiva jucători foarte tari și în special faptul că am reușit să completăm echipa Barcelonei în același pack opening. Hop! Oh! Jorge Torres Nilo. Remy Cabela. Arjen Robben! Da, frate, da. Da, ăsta e un pack opening norocos. Arjen Robben. Robert Lewandowski! Da, next level aici. Atâția jucători de la Bayern. Vidal, Robben, Lewandowski, Renato Sanchez. Cât de tare! Da, aici, ăsta a fost ultimul jucător din acest pack opening. Foarte tare, foarte. Norocoși din nou, norocoși din nou. Nu uita să lași un like dacă îți place seria. Peste 3000 ar fi absolut genial. Mersi că te-ai uitat, ne vedem data viitoare. Pa, pa! I smile at them and say she told me so fine.